Bună ziua, dragii mei telespectatori, Mireasa, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar de alaltă ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, Mireasa, ce vedem în aceste două zile, vineri și sâmbătă? Că Alesia se îndreaptă către Răzvan cu pași repezi și mi se pare de bun augur. Nu mi se pare că ar fi forțat de moment. Nu știu, voi vedea pe parcurs. Dar nu este o tragedie, s-a întâmplat de atâtea ori, eu una sunt un caz. Eu m-am căsătorit cu soțul meu după 3 zile. Într-o săptămână ne-am văzut de doar trei zile și a venit și m-a luat de soție. Deci nu e ceva ce n-ar putea să se întâmple și slavă Domnului, am ani de căsnicie cu al meu soț și suntem bunici. Mi se par doi tineri frumoși care se plac și sper să ne arate o iubire adevărată. Am foarte multă încredere în Răzvan, în Alesia sunt ușor, dar de moment mă abțin, vreau să mai treacă un timp ca să mă conving dacă cu adevărat este iubire la prima vedere sau poate e decât forțată situația. Vom vedea. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Adrian, îmi pare rău să spun, dar nu mi se pare un bărbat asumat. El, mergând la Elena, să se plângă că băieții l-au pus să spele cuptorul și că e foarte multă mizerie în bucătărie. Măi, Adrian, rușinic. Rușinic. Nu se face așa, cum ți-a spus și Aron, dacă erai nemulțumit, trebuia să vorbești cu băieții, nu să te duci la Elena. Și Elena ne demonstrează că nu este atât de diplomată și exact ce am spus și eu și Andreea, fata care citește comentariile, că doar mimează înțelepciunea și diplomația, când de fapt ea este o mahalagioică de primă clasă. Măicuța cosmică. Sincer, nu mai dăm măicuță. E deja ciudata cosmică, părerea mea. Ce face această Elena? Merge la Aron, mai avea să-și pună mâinile în șold și începe să-l acuze pe Aron că de ce este mizerie în bucătărie, că de ce se ia Adrian. Și mi-a plăcut de Aron că i-a spus: păi dacă tu râzi de bucătăria noastră că e murdară, tu de nu știu câte ori ai venit și ai făcut mâncare, dar nu ai făcut curat. Păi mă, Elena, eu aș fi intrat în pământ de rușine. Eu ca femeie să mă duc să reproșez unor bărbați că au bucătăria murdară și eu să fi făcut mâncare în acea bucătărie și să nu fi strâns. Tu oricum ești acuzată inclusiv acolo unde stai, la fete, că nu faci mai nimic și decât ceri. Vrei trufandale, ca acasă nu ți-ai permis. Să-ți fie rușine, Mahalagioico, că ne-ai arătat ce hram porți și că de fapt ești ciudata cosmică, nu măicuța cosmică. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori, că Aron a plecat, a fost propus la eliminare de către telespectatori. Măi, Aron, și tu și Nora v-ați furat-o singuri pe barba voastră. Aia se făcea Nora, se făcea că e bolnavă și că e încleștată și chema 112 tot timpul, mai lăsase impresia că ar vrea să-și ia și zilele și ce-a făcut staful a eliminat-o. A trimis-o acasă să se repare la tărtăcuță. Iar tu, Aron, dacă tot ai rugat telespectatorii să fie eliminat, e uite că ești acasă. Cam asta se întâmplă, dragii mei tineri, în momentul când vrem să ne dăm ceea ce nu suntem. Dacă tu spuneai
cu voce tare și nu te legai și de bunii, cred că erai și acum în casă. Dar cam asta este în viață, cereți și Dumnezeu îți va da. Tu ai cerut, telespectatorii ți-au dat. S-a văzut pe chipul tău că doar mimai fericirea că ești eliminat. Dar de fapt tu vrei să-ți bagi unghia în gât. Acum acasă să vedem ce faci. Asta e, Aaron, după faptă și răsplată. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe doamna Eleonora, care, eu am spus de mult că ea vrea să pară mama perfectă, dar de fapt nu este. O vedem că se leagă de Larisa când se jigneau Valentin și cu Larisa în cabină. Ea spunând că doar Larisa a jignit și că nu mai suportă atâtea jigniri, că această Larisa a jignit și pe Valentin și pe Permeș. Și bineînțeles că doamna Dana, mie mâna mea demonstra că este foarte corectă, atunci a spus, păi stai puțin, cum adică doar pe ăștia doi? Păi ăștia doi, nu Perne și Valentin, nu au făcut. Și doamna Simona a punctat acum, nu se poate mai bine. Păi și Perneș și Valentin s-au luat de Adrian. Acolo s-a făcut bullying. De ce n-ați spus, doamna Eleonora, și de Adrian? Că ăștia doi, favoriții dumneavoastră, băieții dumneavoastră, s-au legat și de Adrian. E, de aici, doamna Eleonora, ne-ați demonstrat că nu sunteți imparțială și că nu sunteți corectă cum vreți să păreți. Sunteți ușor perfidă și vă apărați doar interesul. Vreți să fiți văzută de telespectatori ca mama perfectă, dar nu sunteți. Să ne aducem aminte că prima care v-a acuzat a fost mama Robertina, care a spus, ești foarte fățarnic. Așa că, doamna Eleonora, un mare dislike din partea mea că n-ați fost corectă. Cum puteți să-i acuzați, să o acuzați pe Larisa în condițiile în care cei doi l-au jignit pe Adrian foarte urât? Ba din contră, a sunat tatălui în direct să le atragă atenția acestor mincinoși, obraznici, violenți, Valentin și cu Perneș. Dragii mei telespectatori, Mireasa, aici vreau să punctez ceva. Am văzut pe foarte multe grupuri și mai ales giovanistele că spun că Larisa a fost forțată de staff să cedeze sejurul la Mare Giovanni. Dragile mele, în momentul când deveniți foarte fanatice, nu mai gândiți logic. În primul rând, să ne aducem aminte că doamna Gherghe, în momentul când Larisa a spus că cedează Giovanei și lui Sese, a rămas uimită, impresionată. Ba din contră, a spus, pentru fapta asta vei primi și tu premiul tău. Acum stau și mă gândesc, oare stafful nu putea să-i organizeze lui Sese și Giovanei o ieșire afară pentru a o cere în căsătorie, că am înțeles că a cerut-o în căsătorie și că ea a spus da, logic, că ăsta este interesul. Și tot pe Larisa, o mare parte din giovaniste, o văd perfidă că a dat, că a obligat-o staful. Nu. Nu cred acest lucru că a obligat-o staful. Ea a dat din bun simț, a spus, mă duc eu singură să las un cuplu. Asta înseamnă să fii om. Dar, repet, pentru multe giovaniste, fiind fanatice, nu mai văd realitatea. Și invocă 11.000 de motive că Larisa a fost forțată. N-a fost forțată, părerea mea, sub nicio formă. Putea să ducă singură, putea să meargă cu o prietenă, putea să ia o mamă, că era premiul ei. N-a stat copila aia 8 ore în cabină, ca să ce? Să oblige staful?
Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu! Mai mergeți la baie și mai spălați-vă cu apă rece, că deja v-a luat-o fanatismul pe cărări. Sincer. Putea să iasă și la revedere, dar ea a vrut să câștige și în primul rând a vrut să-i demonstreze lui Valentin că nu e bărbat. Și că l-a făcut o fată de 1,60 m praf. Și i-a dat și peste nas că nu este bărbat și că este un violent adevărat. Cam asta e Larisa din punctul meu de vedere. Aici a demonstrat tuturor că este un om cu suflet și că orice femeie poate să-l doboare pe acest Valentin, bombardierul, violentul și obraznicul. Bravo ție, Larisa! Ce-a mai văzut, dragii mei telespectatori, Iana și Andrei? Deci, vreau să vă spun, ați văzut și dumneavoastră, că nici doamna Gherghe nu mai vrea să comenteze la adresa lor. I-a lăsat pe ei să vorbească și inclusiv pe mamă. Iar mama ne-a demonstrat iar tuturor că nu este o mamă adevărată care luptă să nu ajungă niciodată copilul ei să sufere. Pe ea nu interesează că Andrei este folosit de Iana și că Iana îl umilește. Ei preferă să fie umilit și Andrei, că și Andrei este conștient de ceea ce îi face Iana, dar trăiește momentul pentru bănuți. Așa că, măi Andrei, ai râs tu de perneș, dar ce să vezi? Bumerangul ți s-a întors. Exact ce face Sabrina cu Perneș, asta face și Iana cu tine. Decât e o mică diferență că Iana îi place să fie pipăită, mușcată, să muște și să îmbrățișeze. Ea are hormonii un pic mai agitați decât Sabrina și nu ține cont că este într-o emisiune și în fața camerelor. Iar tu te-a luat valul Andrei încât nu mai ții cont că ești cu mama în emisiune și te porcăiești și te lași lins de această Iana polivalentă în bărbați de față cu mama ta. Păi Seneca, filozoful emisiunii, așa ți respecti tu mama. Dar și mama se vede că doar gura e de ea, dar de fapt vrea să stea cât mai mult în casă și dacă se poate să câștige și Andrei, asta e. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Acest Valentin nu mai este în top. Oare de ce? Măi bombardierule, măi, știți că e o vorbă, dar nu mai vreau că se simt alte se simt alții deranjați și nu mai vreau să spun acest lucru, dar îmi stă pe limbă și trebuie să spun. E o vorbă. O ieri ești, o ieri ai rămas. Ferească Dumnezeu, nu fac referire la oamenii care îngrijesc aceste animale. Nu. Exact cum este vorba noastră românească, țăran ești, țăran vei muri. Așa că, Valentin, pe faptele tale de bombardier și de om violent, nu mai ești plăcut. Iar Alina te ajută. Te ajută foarte mult să-ți ieși din pepeni și să ne arăți că ești un bărbat violent. Tu, de fapt, prima dată n-ai fost cu Larisa violent, ai fost cu propria ta iubită. Și vedem dacă cu propria ta iubită ești violent. Păi nu este logic că vei fi violent cu toată lumea. Și ce-am mai văzut, ca să vedeți tupeul acestui violent, că spune că i-a jignit mama. Cu ce drag? Stau și mă întreb, ca să vezi cât de perfid ești și cât de mincinos ești. Păi tu i-ai spus Larisei că i-a crescut păr pe piept, că are păr pe piept. Și ea ți-a spus, poate mama ta. Nu este nicio jignire. Nu este nicio jignire că te-ai ofuscat tu și că ai vrut tu să o dai cu tentă, că ți-a jignit mama. Nu, de fapt, tu ai jignit-o pe ea și ea ți-a întors vorba. Poate mama ta. Că dacă îți spunea că ai tu păr pe piept, e normal că ești bărbat.
Așa că un mare dislike, măi Valentin. Cu cât vei fi mai natural, cu atât vei cădea și mai jos. S-ar putea să te ia Andrei, că Andrei a înțeles ideea. Că și el este violent, dar se abține mai bine ca tine. E mai diplomat decât tine. Și uite că el urcă, tu cobori. Cam asta este, dragii mei concurenți și dragii mei tineri. Să vedeți că în viața asta, cu cât ești mai rău, cu atât viața îți va oferi surprize neplăcute. Așa că, Valentin, nu mai ești nici în top. Asta e. Dragii mei telespectatori, abia aștept să înceapă emisiunea, să vedem ce se întâmplă între Alicia și Răzvan și Giovanna și Sese, care se pare că a cerut-o în căsătorie și că au fost la mare. Oricum, certuri, am înțeles că certurile sunt la ele acasă, la toți. Vom vedea astăzi ce se întâmplă. Abia aștept să înceapă emisiunea. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura, vă doresc o săptămână minunată tuturor și ne vedem mâine la următorul vlog. La revedere!